Anul acesta, turneul internațional Stradivarius va avea loc la Târgu Jiu în toamnă. Organizatorii au luat decizia amânării evenimentului, care în mod normal strânge mii de spectatori în parcul de la Coloana Fără Sfârșit. Sunt mai multe acțiuni pe care ni le dorim a le organiza la Târgu Jiu, acțiuni culturale de tradiție, printre care se numără și turneul internațional Stradivarius. Trebuia să aibă loc la începutul lunii iunie, datorită situației actuale. Organizatorii au amânat acest turneu la nivel, nu doar la nivel național, pentru luna septembrie. Deci vom beneficia în acest an de bucuria de a ne revedea într-un concert de asemenea învergură la Târgu Jiu, un concert de tradiție. Ar fi fost și păcat, pentru că sponsorii care să susțină acest eveniment erau, doresc în continuare să susțină evenimentul, turneul, și ne dorim să profităm și noi de această acțiune. Și evenimentul Caravana Docu Art a fost amânat. De asemenea, în perioada aceasta mai aveam Caravana Docu Art, care de asemenea se amână. Sunt partenerii noștri de la Docu Art în acest moment doritor de a-și prezenta oferta de filme documentare, și pe site-ul docuart.ro se găsesc o serie întreagă de filme documentare care pot fi vizionate online. În ceea ce privește manifestările în aer liber de tip câmpenesc, acestea au fost anulate fără posibilitatea de reprogramare.